Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este economistul Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine am găsit. Domnule Gârbu, până o luăm noi pe rând despre ale economiei, haideți să începem la general. Noi cu dumneavoastră ne-am văzut aici ultima oară, la începutul lui ianuarie. Aici se întâmplă la mijlocul lui martie. Domnule Gârbu, ce schimbări s-au înregistrat în domeniul economic la modul general în aceste câteva luni? Ce progrese ați remarcat, dacă le-ați remarcat dumneavoastră? Pentru că noi, majoritatea oamenilor din țară, uităm la TV, oficialii spun că e spre bine, dar dumneavoastră, ca om independent, o spuneți un pic mai direct. Vedeți, în economie nu se poate vorbi despre evoluții care au avut loc recent. Da? Deci, noi, pentru a judeca schimbările din economie, trebuie să facă referință la anumite cifre, trebuie să analizeze anumite cifre. Aceste cifre sunt publicate cu întârziere și firesc. Statistica se publică cu întârziere destul de mare. Cele mai recente statistici pe care noi le vedem și pe care deja le putem interpreta și în baza cărora putem să venim cu anumite concluzii privind schimbările în economie, sunt statistici în domeniul monetar care sunt publicate de Banca Națională. Păi aceste statistici sunt pentru luna ianuarie. Noi suntem luna martie, dar ultimele date care sunt cunoscute, care sunt oficiale, sunt abia pe luna ianuarie. Da? Și atunci nu putem să zicem exact ce s-a întâmplat cu economia în această perioadă. Și să zic exact, uitați-vă, în primele două luni ale anului sunt aceste schimbări. Schimbările pot fi deduse. Chiar statistica la care am făcut referință este statistica care vorbește despre anumite fenomene, iar în baza acestor fenomene poți să faci anumite deducții. Da? Deci poți să folosești cumva anumite proxy indicatori care să-ți permită să înțelegi ce se întâmplă în anumite sectoare în economie, deci cumva să înțelegi, să interpreteze evoluțiile din societate, din economia națională. Deci aceste statistici noi le vedem și pe lângă statistici noi putem să vorbim cu referire la anumite activități care sunt făcute publice de către autorități. Deci anumite schimbări, reglementări care sunt aprobate de autorități și care iarăși pot să producă anumite impact. Impactul noi nu cunoaștem care o să fie, deci nu putem să deducem din comportamentul autorităților ce se schimbă în societate și în economia națională. Și atunci, dacă să facem referință la datele care sunt cunoscute, schimbările nu sunt chiar bune. Mie îmi pare rău că de fiecare dată când vin la noi în studio vorbesc mai mult despre aspecte negative decât despre aspecte pozitive, dar în cazul de față chiar se dorește, se vrea foarte mult să schimbi, să ascunzi cumva evoluția negativă din economie, nu poți. Fiindcă am trecut pentru o situație de stres masiv anul trecut, a fost criza energetică, a fost criza inflaționistă și aceste crize nu puteau să nu lase exercită un impact asupra modului în care arată economia în prezent. Și, iată, dacă tot am făcut referință la statistica Băncii Naționale, noi vedem că sectorul real se resimte. În sectorul real economiei, noi vedem anumite evoluții care sunt negative. La aceste evoluții, deci aceste schimbări negative, când vorbesc la aceste schimbări, eu fac referință la punderea creditelor neperformante în total portofoliu de creditare. Da? Cel mai simplu din acest indicator, iar și un indicator cumva proxy, care nu vorbește efectiv despre modul în care arată economia, dar în baza evoluției, în baza datelor acestui indicator, noi putem să deducem anumite aspecte privind schimbările din economie și atunci, în cazul în care ponderea creditelor neperformante, ce înseamnă credite neperformante? Agenții economici au dificultăți în restituirea creditelor conform graficului care este agreat cu banca care oferă aceste credite. De ce sunt întârzieri în plată creditelor? Fiindcă agenții economici se resimt. Deci situația economică, agenților economici nu este una foarte bună. Deci, anume din acest indicator, noi putem să deducem că în economia națională ceva se întâmplă și se întâmplă ceva nu tocmai bine. Ramurile la care noi testăm creșterea ponderii creditelor neperformante, în total volumul creditelor oferite acestor ramuri, sunt ramurile care, de fapt, productive a economiei naționale. Deci economia reală în Republica Moldova se resimte. Aceste ramuri sunt sectorul agricol, industria prelucrătoare sau serviciile, sectorul de prestare serviciilor. Aici ponderea acestor credite neperformante a crescut față de cât a fost anul trecut în aceeași perioadă în ianuarie. Și deja în baza acestor indicatori putem să deducem că în economie schimbările care se produc acum nu sunt tocmai benefice, iar vorbind despre anumite indicatori deja mai vechi, da? Adică care reflectă situația în economia națională în o perioadă mai
târzie, da? Deci undeva din luna decembrie anul trecut. Aici iarăși vedem anunți indicatori care ne permit să înțelegem că în economie schimbările nu sunt tocmai bune. Aici mă refer la salariul, schimbarea salariului mediu pe economia națională și în termeni reali e o scădere de 10%, e o scădere masivă. Deci în mediu cetățenii lucrători din economia națională au pierdut 10% din venitul care l-au avut. E o schimbare destul de rea. Vedem creșterea ratei șomajului. Acest indicator nu este unul foarte mare pentru economia țării, fiindcă noi avem economie atipică, dar chiar și așa, rata șomajului de la 2% și ceva a crescut la 4,6%. 4,6% tot nu e mult, dar nu e mult pentru o economie dezvoltată. Pentru o societate dezbinată, o societate atipică pe care noi avem, care este caracterizat prin faptul că atunci când cetățenii moldoveni n-au de lucru, nu se duc la agenție de șomaj, dar efectiv pleacă din țară, da? Deci efectiv oricum rata de șomaj este micuță, dar chiar și în situația dată a economiei naționale, rata șomajului care a crescut cu 2 puncte procentuale, tot vorbește despre o schimbare nu tocmai bună. Poate e prea simplistă întrebarea și poate prematură, dar oricum, dumneavoastră, ce credeți? Despre ce vom vorbi noi la finele 2023? Este loc de mai rău în ale economiei? Sau am atins apogeul anul trecut? Nu. N-am atins niciun apogeu. A fost o criză anul trecut, dar crizele se întâmplă odată la 4-5 ani în Republica Moldova. Amintiți-vă anul 2016. Deci cât a fost din criza bancară, da? Iar până în criza bancară a fost anul 2009-2010, criza financiară mondială. Crizele se întâmplă des în Republica Moldova și rata inflației, bine, nu, criza se manifestă în mod diferit. Anul trecut am avut inflație și am avut creșterea fulminantă a prețului resurselor energetice. În perioada anterioară am avut alt tip de crize. A fost criza legată prin anii 2000 și ceva, atunci când Federația Rusă a blocat exportul de produse vinicole din Republica Moldova și mai departe. Noi, în permanență, ne confruntăm destul de frecvent, zicem așa, ne confruntăm cu crize și acest lucru nu ar trebui să ne mire. Noi suntem adaptați și suntem destul de rezistenți la crize și atunci, bine, a fost un stres pentru societate, pentru economie anul trecut, dar se poate și mai rău. Eu cred că nu văd. Adică pentru mine nu am simțit anumite limite, nu pot să zic, iată, cumva să argumentez faptul că mai rău decât atât nu se poate spate, lucrurile pot să degenereze și mai mult în economia țării, dar cred că în anul, la fine anului 2023, în cazul în care nu va interveni un factor destabilizator masiv, o să vorbim cam despre aceleși realități pe care le-am avut de o perioadă lungă de timp în economia țării, adică schimbări cumva esențiale nu mă aștept, nici către rău, nici către bine, către rău poate mai puțin, aici mai mult contează evoluțiile din statul vecin, război dintre Federația Rusă și Ucraina, dacă acest război nu o să ne afecteze pe noi în mod direct, dar în rest, în economie, schimbări altceva ce se produce aici pe plan intern, schimbări esențiale nu vor fi exercitate, deci asupra modul în care noi trăim, asupra calității vieții în Republica Moldova. Domnule Gârbu, că ați pomenit cuvântul crizei câteva ori, sunt niște știri care vin de peste ocean, vorba despre niște bănci care falimentează. Asta pe mine, cel puțin ca om neprofesionist, domeniul ăsta mă duce cu gândul la 2007-2008. Eu exagerez sau ar trebui să ne punem pe, sau ar trebui să ne punem pe gânduri pe responsabili care ar trebui să prevadă că ceva se întâmplă? Sau nu e nimic ieșit din comun? Momentan, ce obțin așa acum de lucrurile, nu este nimic ieșit din comun. Este o bancă, 3 bănci, de fapt, care au falimentat, într-o perioadă scurtă de timp, dar 3 bănci pentru economia americană stănuie mult și nu sunt bănci sistemice. Deci nu sunt bănci mari, sunt bănci mici. Și atunci e firesc. În orice economie, în orice sector economic, agenții economici falimentează. Uitați-vă la statistica întreprinderilor. Câte întreprinderi nou înființate pe durata unui an falimentează, câte întreprinderi falimentează pe durata 3-7 ani, da? Sunt anumite statistici, iar băncile nu sunt nimic diferite, da? Tot sunt întreprinderi, sunt afaceri. Și este firesc ca afacerile să falimenteze, băncile sunt mai reglementate și tot așa. Deci impactul falimentului unei bănci este mult mai mare spre economie, dar banca este o afacere și este firesc ca afacerile să eșueze, îndeosebi că aceste bănci la care dumneavoastră faceți referire sunt bănci cumva specifice și care și-au legat activitatea de un anumit sector mai îngust a economiei. Deci nu sunt bănci cumva care creditează anumite ramuri economice generale, da? Deci cumva care sunt mai clasice. Bănci respectiv au investit în criptomonede, au investit în alt gen de afaceri care sunt, deci care înregistrează schimbări rapide de la o perioadă la alta și care înregistrează schimbări cumva emoționale. Da? Deci în comportamentul cetățenilor poate exercita schimbări masive în activitate în aceste domenii și atunci este firesc că gradul de volatilitate în aceste domenii este foarte înalt și atunci ca consecință sigur că poți și să falimenteze anumite bănci. Momentan acest faliment nu s-a manifestat ca fiind un faliment sistemic. E un faliment cumva care este mai mult
interpretat ca fiind o gestiune defectuoasă din partea managementului acestor bănci. Deci nu e un faliment cumva axat pe evoluții fundamentale din economie. Și atunci, momentan, nu este cazul să ne panicăm. Deja e mai bine. M-a rugat să cineva să vă întreb dacă Moldova, într-adevăr, se confruntă la ora actuală cu stagflație și dacă da, care ar putea și ar fi consecințele și efectele asupra oamenilor țării noastre. Noi, de fapt, avem inflație. Inflația, conform multor date, este 25% și, de fapt, avem scădere economică. Conform multor date, pentru trimestrul 3 anului trecut, scăderea PIB-ului este de ordine mai mult de 10%. Deci este și stagnare, este și inflație. Dar termenul de stagflație face referință mai mult la situația în care inflația este una impusă din interior, deci cumva de autorități. Autoritățile gestionează foarte prost domeniul financiar-bancar, iar stagnarea vine ca o consecință, ca o situație din economie. Noi momentan avem stagnare care este determinată în special urmare unor, nu în special, dar oricum, deci ca un aport mare, urmare unor politici care au fost implementate de autorități sau lipsite de politici din partea autorităților, dar inflația este un fenomen mai mult importat. Este un fenomen care deci se manifestă urmare unor influențe venite din exterior și, bine, în economie nu poți să separi alb și negru, dar nu poți să zici că este exclusiv, vine cumva influențe din o anumită direcție și asta e, și alte influențe din altă direcție. Deci fenomenul inflaționist la fel poate fi interpretat ca urmare unor situații specifice pe care o destăm în economia națională. Da? Dar, de principiu, factorul de bază care determinat inflația este un factor exterior, că deci inflația n-a venit ca o consecință directă și exclusivă urmare unor politici implementate de autorități. Și atunci, pe termen mai către finele anului, zicem așa, inflația e posibil să scadă, dar stagnarea, bine, posibil să ieșim din această stagnare economică. Deci, către finele anului, e posibil să avem o creștere economică de vreo 2-3%. Că ați vorbit despre faptul că în al treilea trimestru al anului trecut, economia noastră a pierdut 10% din PIB. Citeam undeva niște știri că tot în aceeași perioadă, în România s-a atestat o creștere de 4,6, în Polonia creștere aproape 5, Slovacia creștere 1,7, Cehia creștere, Estonia scădere 1,3, Lituania creștere un piculeț, Turcia un piculeț, Kazakhstan un piculeț, Georgia 10%, Armenia 12%. Domnul Gârbu, cum vine că noi suntem cea mai afectată țară de război? Dar nu suntem afectați de război. Noi, în primul rând, suntem afectați... O clipă, vă rog. Nu, așa ne spune. În Ucraina, apropo, situația mult mai proastă. Da? Deci, aceste cifre, dacă uitați la statistică internațională, în Ucraina, cred că a pierdut o 30% din PIB. Deci, țara implicată în război. Exact. Da, da. Noi cu 10%, ceilalți au creșteri, iată, Estonia are o scădere 1,3%. Noi ne spun oficialii cât de vină este război din Ucraina și noi suntem afectați pe toate planurile. Dar cum vine că toți ceilalți nu se afectează așa de dur ca noi? Înseamnă că autoritățile mint. Deci autoritățile nu sunt sincere. Sigur că războiul ne-a afectat pe noi, ne-a afectat destul de mult, dar totuși această scădere economică, în principal, poate fi explicată prin anumite deficiențe, în modul în care statul gestionează economia, în modul în care statul gestionează economia anul trecut. Dar în economie, iarăși, fenomenele se propagă încet și ceea ce atestăm noi în anul curent este o consecință nu doar a modului în care au fost gestionate lucrurile în anul curent sau, zicem, anul trecut, dar este și o consecință a unor politici și a anumite abordări din economie care au fost implementate o perioadă lungă de timp, este consecința politicilor implementate de guvernele precedente și tot așa. Deci aici e un cumul de factori. Dar de principiu, noi nu știm să... N-am știut și nu știm să gestionăm economia. Și atunci economia se... schimbările în economie se manifestă cumva haotic și în același timp avem o economie foarte rigidă și în care factorul subiectiv exercită foarte, un rol foarte mare, un rol pregnant. Și atunci, într-un final, noi avem aceste cifre. Dar cifrele respective, știți, noi le putem interpreta în mod diferit. Dar din cifrele din listă care dumneavoastră ați dat, eu aș scoate o țară, și anume Turcia. Noi cu Turcia am fost comparați anul trecut, fiindcă în contextul fenomenului inflaționist din statele europene, bine, Turcia e împlăsat geografic și în Asia. Dar deci din grupul acestor state, cea mai mare inflație a avut Turcia, Turcia cred că a ajuns la rata inflației maximă de 80%, iar acum ultimele date pentru Turcia sunt de ordine 50%. Iar noi avem 25%. Deci prima țară care a fost afectată cel mai tare de fenomenul inflaționist a fost Turcia și noi eram a doua țară cu inflație de sub 35%. Da? Totuși, acest lucru poate fi analizat într-un context un pic mai diferit. În Turcia, Erdogan a fost foarte încăpățânat și a
venit cu o abordare în economie total diferită, opusă față de abordarea pe care noi avem. Noi am avut o politică monetară dură, am avut rata de bază foarte mare, 20 ceva la sută, da, la cât a ajuns 22. Deci noi am avut o atitudine și o abordare foarte agresivă a autorităților noastre, inclusiv și a Băncii Naționale, care este la fel o autoritate, da? Și care exercită influența asupra modului în care evoluează lucrurile în economia țării. Am avut o reacție foarte agresivă și foarte nervoasă la inflație. Și am redus foarte mult creditarea economiei. Turcia a făcut exact opus. Erdogan a dat afară vreo 2-3 guvernatori băncii naționale. Erdogan a insistat rata de bază să fie cât mai mică, creditele să ofere bani în economie, să fie injectați la o rată cât mai mică, chiar și sub rata inflației. Deci banii să fie cât mai ieftini. Erdogan a pus accent pe creștere economică și nu pe inflație. Noi am pus accent pe stabilitate și creștere economică pe nimeni nu interesează. În analizele, rapoartele băncii naționale, creștere economică în general, influența politicii monetare spre creștere economică, nimeni nu scrie nimic. Deci nu este nicio analiză. Pe nimeni acest lucru nu interesează. Guvernul, Ministerul Economiei, se face că plouă și nu observă ce politici și care este impactul politicii monetare promovate de Banca Națională. Deci, într-un final, noi am procedat ca la carte, a apărut inflația și noi rapid am crescut masiv costul banilor, am lovit masiv în economie pentru a ne lupta cu inflația care vine din exterior. Deci ne-am lovit agenții noștri economici și naționale pentru faptul că undeva din exterior, pe piețele internaționale, a crescut prețul la resurse energetice și tot așa. Ceea ce, până la urmă, a fost o politică foarte ciudată. Turcia a venit cu politică opusă. Nu contează rata inflației, pentru că nu interesează creșterea economică. Turcia a avut rata inflației de 80%, spre finele anului creșterea economică sub 4%. Noi am procedat ca la carte, ne-am luptat cu agenții economici autohtoni, pentru că undeva în lume s-a declanșat acest fenomen inflaționist, deci total ilogic am procedat și la noi către finele anului o să vedem ce cifre o să avem. Noi cifre momentan sunt pentru trimestrul 3 al anului, noi nu știm care este evoluția PIB-ului către finele anului, dar tot lumea se așteaptă că PIB-ul să scadă și să scadă destul de mult. De altfel și în comunicatele FMI-ului se face referință la o scădere, contractare destul de importantă a PIB-ului. Deși FMI-ul pe noi ne laudă. Noi am procedat ca la carte, Banca Națională a făcut foarte bine, bravo, deci a crescut masiv costul banilor și prin aceasta a stabilit fenomenul inflaționist. Repet, inflația nu a fost strânită în Moldova. Să lupți cu inflația, să lupți cu agenții economici autohtoni, condițiile în care inflația se manifestă urmare unor evoluții pe plan internațional, este ilogic. Deci cu inflația trebuie să lupți atunci când condițiile inflaționiste, rădăcinile acestui fenomen, sunt aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Deci cumva sunt o consecință a politicilor promovate de autorități. Noi ne-am luptat cu inflația, am lovit masiv în agenții economici, pentru doar așa, fiindcă undeva au citit funcționarii noștri că atunci când este inflație trebuie să crește costul banilor, banii trebuie să fie scumpi. Dar deci totul este interpretabil și totul trebuie analizat critic și anume în contextul specific care există. Deci iată un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Politicile pe care noi le promovăm sunt greșite în realitate. Turcia a mers cu o politică total opusă. Turcia cumva a fost diferită față de restul statelor. Erdogan a fost foarte încăpățânat. A venit și a aruncat la gunoi toate aceste prescripții pe care ne le promovează nouă organizația internațională, a venit cu propria sa abordare și a câștigat. Către finele anului, Turcia are creștere economică, deși inflația a fost masivă. Noi ce am câștigat? Noi ne-am luptat cu inflația, noi ne-am luptat cu agenții economici autohtoni pentru faptul că undeva există inflație. Și ce am câștigat? Noi am ruinat economia, la noi salariile au scăzut cu 10% și tot așa. Deci asta e politica. Oho. Da, poate aveți noi speranță după ce avem un nou guvern? E cum nou guvern? O leacă nou guvern, cel puțin un nou prim-ministru. Nu, speranță nu am deloc. Nu, fiindcă, bine, guvernul și-a declarat în program de guvernare, a scris una din priorități, are vreo 3 priorități și o prioritate este dezvoltarea economică. Bine, la nivelul declarațiilor totul bine, mersi. Adică bine că guvernul înțelege că este important să avem creștere economică. Dar atât, aici se oprește totul. Deci soluțiile pentru creștere economică, ceva, o anumită viziune originală, diferită față de ce s-a făcut în perioada anterioară, nu mă aștept. Ministerul Economiei este condus de 5 persoane care condus Ministerul Economiei în perioada anterioară, în mandatul precedentului guvern. Viziunea și abordările persoanelor care sunt responsabile de schimbările în plan economic, noi le cunoaștem și atunci ce a fost în perioada anterioară și eu să fie și de acum încolo. Eu nu mă aștept la nicio schimbare. Că ați vorbit despre domnul Dumitru Alaiba, totuși ministerul, el nu mai este doar un ministru al economiei, el este viceprim-ministru al țării. Statutul ăsta mai mare, chiar nu credeți că prin asta se vrea prioritizarea absolută a domeniului economic?
Nu, eu nu văd. Fiindcă prioritizarea trebuie să vadă din altceva, din anumite strategii, din plan de guvernare eventual. Acolo trebuie să vadă mai mult ce intenționează să facă ministerul sau autoritățile în plan economic. Eu cred că schimbarea aceasta în statutul, deci domnului Laibă, ține mai mult de faptul că copiii inclusiv și domeniul digitalizării, ceea ce, până la urmă, iarăși cumva este ciudat, fiindcă de ce digitalizarea se vede doar atât de îngustă doar pentru economie. Schimbarea în modul folosirea articolului celor funcționale trebuie să vizeze toate domeniile, și sociale, și restul domeniilor, nu doar domeniul economic. Deci, cumva, cred că prin aceasta se justifică această schimbare, dar mai puțin ține de schimbările în plan economic. Domnul Gârbu, noi cu dumneavoastră ne întâlnim aici, în studio, de câțiva ani deja. Eu nu prea am remarcat ca în subiectele, în temele noastre de discuții, să schimbe altceva decât numele și prenumele premierului și a miniștrilor. Tocmai de asta eu vreau să vă întreb. Noi mai departe totuși ce facem? Care sectoarele care urmează ca noi să ne gândim și să investim masiv? Nu știu, inteligența artificială vine, ceea ce presupune că foarte multe locuri de muncă vor fi pierdute de către oameni. Și asta se va întâmpla într-un an sau doi. Ce motivații trebuie să avem ca să continuăm? Nu știu, ca la fine, poate nu la finele anului viitor, poate la finele anului 2025, noi doi să avem alte subiecte și să spunem că, iată, aici e ok, aici trebuie un pic mai mult. Sau noi vă vorbim încă 20 de ani tot asta? De principiu, nu cred că o să vorbim tot așa, fiindcă acesta e contextul național și contextul internațional în care noi ne aflăm. În primul rând, schimbarea în economie este un proces de ordine a 30-40 de ani. Deci, dacă vrem creștere economică, această creștere economică trebuie să fie un proces implementat continuu, coerent, în aceeași direcție, timp de 40 de ani, 30-40 de ani. Deci noi atât de mult suntem rămași în urmă față de statele europene, da? Trebuie să mai alegem un reper, trebuie să definim într-un final ce înțelegem noi prin transformare economică și prin, eu știu, progres economic. Dar dacă reperul nostru sunt statele occidentale, vest-europene, atunci noi avem nevoie de o transformare continuă economică de ordinea 30-40 de ani. Deci asta nu e anul 2024-2025. Deci schimbarea efectivă se va produce doar atunci, timp de 30 de ani cel puțin. Și asta în condiții în care guvernul coerent se va mișca în aceeași direcție. Dacă guvernul se mișcă la dreapta și pe cei o schimbă la stângă și pe cei se mișcă la dreapta, deci cumva o mișcare haotică, noi stăm pe loc. Dar transformarea economică, deci noi atât de mult suntem rămași în urmă încât noi avem nevoie de 30 de ani stabil, coerent să mergem, să creștem economic, să avem reușit în plan economic, astfel încât aceste schimbări să se materializeze printr-o aliniere a noastră, a standardelor de viață din Republica Moldova cu standardele de viață din statele vest-europene. Dar acest lucru nu este posibil. Nu este posibil, fiindcă guvernul nu conștientizează importanța acestui fenomen, nu conștientizează importanța creșterii economice, deci importanța unui succes în plan economic și nu doar guvernul, de fapt. Deci dacă procesul respectiv trebuie să dureze durata 30 de ani, noi trebuie să vorbim de o anumită conștientizare în rândul actorilor politici. Deci partidele politice trebuie să semneze un pact, o anumită înțelegere, toate partidele politice care sunt mai relevante în Republica Moldova trebuie să semneze o anumită înțelegere, precum că ei conștientizează și toate partidele politice o să acționeze exact în aceeași direcție și conștientizează importanța schimbărilor în economie. Da? Fiindcă partidele politice se schimbă. Eu cu alte ocazii în emisiunea noastră am vorbit despre aceste aspecte și am menționat faptul că, de fapt, succes în transformare economică din rândul statelor din lumea 3, schimbare către statele din lumea 1, s-a produs în special în statele în care au avut un regim politic autoritar. Da? Deci care a fost conduși de dictatori o perioadă lungă de timp. 20 de ani a fost exact aceeași persoană care a avut aceleași viziuni și a avut succes, eventual. Nu orice regim autoritar are succes, dar se poate întâmpla că o viziune anumitor politicieni, deci unor persoane care dețin control asupra evoluției fenomenilor politice în țara lor, deci viziunea să fie de succes și astfel încât această viziune să se încheie cu un rezultat pozitiv. Dar nu contează, deci nu vreau să pun accent pe faptul că trebuie să fie o persoană care să conducă autoritar Republica Moldova, dar vorbesc despre faptul că trebuie coerent să implementeze aceeași abordare timp de 20 de ani. Deci lucrul acesta pur matematic se poate demonstra foarte ușor, da? Aceste cifre care aplicați, știu, formula de creștere exponențială, fiindcă noi despre aceasta vorbim. Uh-huh. Produsul interior brut per capita în Moldova trebuie să crească de câteva ori, deci trebuie să crească exponențial. Și vedeți la ce rezultate vă oferă această formulă. Deci noi atât de mult suntem rămași în urmă încât transformarea noastră economică va dura vreo 30 de ani. Dar noi am zis mai devreme, deci prima dimensiune este că noi plan intern, nu avem o anumită
înțelegere și un anumit acord între actorii politici, precum că, într-adevăr, toată lumea vrea să realizeze o schimbare economică, un progres economic și toată lumea este de acord că aceasta reprezintă prioritatea numărul 1 a Republicii Moldova, dar în același timp noi avem un context internațional. Noi am semnat atâtea acorduri pe plan internațional, multe acorduri sunt produc un efect nefast, deci mai mult ne descalifică în intenția noastră de a crește în plan economic decât ne ajută. Noi am semnat mult, noi ne-am implicat în prea multe activități formale, astfel încât, într-un final, noi suntem deja legați de mâini de picioare. Noi nu avem libertate. Chiar și dacă o să conștientizăm pe plan intern și o să venim cu anumite strategii și, într-adevăr, o să găsim acea abordare în economie în care să ne ajute pe noi să creștem economic, noi o să avem multe impedimente, urmare acordurilor pe care le-am semnat în perioada anterioară. Noi nu trebuie să ne grăbim cu toate acordurile astea de liber schimb, de exemplu, da? Liber schimb cu cine? Cu un stat care este mult, mult net superior față de tine în plan economic. Ce vrei să realizezi din acest liber schimb? Deci trebuie să fim un pic mai... Trebuia să fi fost mai atenți în perioada anterioară. Din acest motiv, eu sunt destul de pesimist în această privință. Adică dacă copiii noștri ne vor urma calea, peste 20-30 de ani, vor vorbi cam ceea ce vorbim noi astăzi. Deci, situația, bunăstarea materială a copiilor noștri poate fi diferită. Deci, noi în societatea noastră înțelegem faptul că deci, există diferențe destul de mari. Dar ca medie națională, deci, situația va fi nu mult diferită față de ce avem acum. Deci, situația media unui cetățean mediu în Republica Moldova va fi cam aceeași care există și acum. Singura veste bună pe care o pot să o dau eu, poți să o dau doar regizorului care vrea acum publicitate. Luăm, vă rog, câteva clipe și după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Grebu, totuși este o știre bună venită ieri la guvern. Misiunea Fondului Monetar Internațional și autoritățile noastre au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile necesare pentru finalizarea celei de-a treia valori a programului susținut prin mecanismul extins de creditare, acordul urmează a fi aprobat de conducerea FMI-ului. Deci, țara noastră va putea accesa aproape 100 de milioane de dolari în cadrul programului existent și deja bugetați în acest an. Zaживем? Noi sau FMI-ul? FMI-ul va trăi bine, fiindcă, înțelegeți, aceste acorduri nu sunt, și aceste schimbări nu sunt deci, făcute doar în beneficiul Republicii Moldova. FMI-ul este o instituție care creditează și care, pentru creditele care le oferă, încasează dobânzi și încasează comisioane. Noi, bine, zăjivăm. Noi din anii 93 avem acord cu FMI-ul. Dacă FMI-ul este atât de bun la acele politici pe care ne le propune nouă și pe care ne impune, ne cerem noi să le implementăm în baza acestor memorandum, acestor acorduri pe care noi le avem semnat cu această țară, de ce nu suntem atât de săraci? E că 30 de ani noi ne credităm cu FMI-ul. 30 de ani noi tragem fonduri de la FMI. Ne-am atras credite din partea acestei instituții de mărime de peste 1,5 miliarde de dolari. Unde este schimbarea? Noi am plătit pentru acești bani, noi am plătit sute de milioane de dolari ca comisioane și ca dobânzi aceste instituții. Deci, propoziți FMI-ul și specialiștii de acolo o să-și mărească, o să aibă bani pentru salariu. Asta e foarte bine. Deci, pentru dânsi totul va fi bine mersi. Dar pentru noi ce se schimbă? Noi de ani de zile, deci de aproape 30 de ani, ne credităm din partea FMI-ului. Și unde este schimbarea? De ce nu suntem atât de săraci dacă este atât de bine faptul că FMI ne acordă nouă credite? Și nu doar FMI-ul, dar sunt și alte instituții internaționale care ne acordă credite în volume foarte mari. Noi miliarde de dolari atragem din partea acestor instituții. Deci, propuziți ca soluție de depășire a unor crize pe termen scurt, anul curent, iată 100 de milioane, anul curent guvernul va fi bine mersi și chiar dacă economia se resimte și e la pământ, guvernul asta nu o să simte. Și acest lucru, de fapt, este rău. În economie de piață trebuie să fie legătură între fapt și consecințe. Da? Deci cineva care a luat anumite decizii greșite trebuie să suporte consecințe negative. Nu este bine că atunci când anumite decizii negative sunt acoperite de o persoană terță, da? Deci cumva din partea unui alt actor, deci care compensează deciziile defectuoase care au fost luate de această persoană. Ai la greșit, trebuie să pleci. Dar FMI-ul ne acoperă greșelile noastre. E bine sau e rău? Nu știu. Eu cred că totuși, pe termen scurt, e bine pentru stabilitatea noastră socială și politică, dar pe termen lung, noi vedem că aceste acorduri totuși nu își produc efectul. Noi de ani buni nu suntem creditați din partea FMI-ului. Da, deci... Dar, apropo, eu sunt destul de, iarăși, critic în partea aceasta. Nu contează cum îl cheamă pe premier sau pe președintele nostru, da? Iată, eu de ani buni remarc că atunci când guvernanții ies alături de cei care încreditează la conferințe de presă și ne spun că iată, am realizat niște reforme și pentru asta ei ne împrumută niște bani. Și așa de fericiți
până la leșin, aproape în emisii directe. Eu înțeleg și alte țări împrumută, dar eu, de exemplu, pe Biden sau pe Obama sau pe Clinton, nu l-am văzut să iasă alături de liderul chinez, să spună mulțumim Chinei pentru faptul că ne împrumută. E nu împrumut. Nu. Biden și americanii sunt în tot o altă ipostază. Ce cu fericirea asta televizată? Dacă, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă atâtea ne-am împrumutat și tot batem pasul pe loc, în ce constă fericirea guvernanților noștri? Oricum i-ar chema comuniști, necomuniști, socialiști, pasiști, șurișiști, oricare ar fi numele acestea. Dar, vedeți, noi vorbim despre politicieni, dar politicienii trebuie să vorbească despre anumite reușite de moment. Iar schimbările în economie, am zis mai devreme, se produc pe perioadă lungă de timp, în timp de 10-20 de ani pot să vezi anumite schimbări, într-adevăr, dacă această schimbare se produce, deci cumva în baza unui indicator fundamental. Dar politicianul trăiește 4 ani, maxim 4 ani să află în oficiu. Da? Și atunci, în acești 4 ani, politicianul trebuie să demonstreze în fața cetățenilor, precum că activitatea acestui politician este una foarte eficientă. Și în acest motiv, politicienii sunt obligați să orice fleac, orice lucru neînsemnat, să scoată în evidență și să zică, uitați-vă cât de mult și cât de util sunt eu pentru societate. Din acest motiv, orice politician, oricare ar fi guvernul, va căuta să se alinieze unor instituții care au anumite reputații. FMI are reputație foarte bună. De altfel, să critici și femeiul, poate unii spectatori zic, mai cum îndrăznești sau ce naiv este, da? Cum se poate femeiul, dite mai femeie sau dite mai Banca Mondială, cum poți ridici, cum poți să fii cumva critic față de aceste instituții. Dar și atunci guvernul, aflându-se alături de femeie, face un import de imagine. Să stai alături de femeie, zici că, uite, femeie ne ia pe noi în seamă, cum, noi suntem buni, suntem deștepți, nu suntem, uitați-vă ce politici buni facem, dar dacă aceste politici erau atât de reușite, de ce noi suntem atât de săraci? De ce noi, perioada atât de lungă de timp, suntem atât de săraci? E mai mult joc a unor politicieni care se ocupă cu PR politic. Deci politicienii trebuie să demonstreze că ceva fac în oficiilor, trebuie ceva palpabil, nu faptul că, uitați, eu am schimbat cumva, am aprobat o anumită strategie care în perioada de 7 ani va produce această schimbare și în perioada de 10 ani vor fi create locuri de muncă și salariul mediu în economie un pic va crește în comparație cu vecinii noștri și mai departe. Oamenii, lucrul acesta nu se sesizează. Oamenii vor un rezultat și o reușită pe moment. Și politicienii nu au posibilitatea să fie aleși în continuu, să se afle în oficiu timp de 20 de ani pentru a produce într-adevăr o schimbare fundamentală în această țară. Și atunci politicienii la fel sunt ca anumiți comercianți care în piață strigă cât mai mult ca să-și vândă marfa. Politicienii vând marfă, aceasta e marfa politicienilor și trebuie să demonstreze că sunt utili. Domnul Gârbu, poate întrebarea mea o să vă pară prostuță, dar eu cred că e importantă. Iată, noi, moldoveni, vrem să trăim bine, vrem să avem un salariu bun. Iată, eu vrem la vară să mergem în Turcia, nu la cel mai prost hotel din Turcia, vrem ceva mai bunișor. Singura noastră șansă este totuși să ne găsim mai multe locuri de muncă sau cât mai deștept să fim la școală și la universități ca să găsim ceva în afara țării sau proiecte internaționale, da? Sau este vreo speranță că vreodată și odată și eu îmi primesc salariul de 3, 4.000, 5.000 de euro? Ori aici, deocamdată, nici să nu visăm și fiecare trebuie să descurce dacă vrea să trăiască așa mai... Dar, bine, asta e esența unei economii de piață. Fiecare este cont propriu. Nu trebuie nimeni să asigure bunăstare. Deci dacă aștepți că bunăstarea materială cumva să-ți vină de la stat, greșești. Fiindcă și la stat este competiție pentru a ocupa anumite funcții care sunt bine plătite. Noi avem funcții bine plătite în cadrul administrativ instituțional, deci care ține de domeniul public, dar să ajungi în aceste funcții trebuie să fie un specialist foarte înalt calificare, de asta nu tot timpul este suficient, trebuie să ai șpile și să ai prieteni în rândul celor care deci au dreptul să decidă cine să ocupe anumite funcții și alta și tot așa. Și ca să reușești în economie, deci în sfera reală, la fel, trebuie să fii cum mai descurcăreț, să fii mai original. Nu se poate toată lumea să aibă 4-5 mii de lei de euro pe lună. Nu se poate. Deci, mereu, noi trăim într-o anumită ierarhie și această ierarhie, de fapt, este bine. Este bine să existe diferențe între noi, doar că aceste diferențe trebuie să fie argumentate prin performanță, nu prin abuzuri. Dar, regretabil, în societatea în care noi trăim, bunăstarea noastră materială depinde nu doar de reușită la școală. Chiar dacă ai învățat foarte bine la școală sau anumite facultăți foarte bune, asta înseamnă că vei reuși foarte mult în economia țării, fiindcă aici sunt foarte multe aspecte subiective și, la fel, în administrația publică sau nu poți să reușești să ocupi anumite funcții bine plătite, fiindcă și aici sunt anumite foarte multe aspecte subiective. Deci trebuie să te descurci, trebuie să fii destul de dinamic dacă îți dorești acest lucru. Da, analizând, iată, dumneavoastră deseori ați repetat la emisiunea asta 30 de ani, în ultimii 30 de ani, 30 și ceva de ani,
a existat un punct de cotitură unde noi am greșit. Știți că moldovenilor le place să aibă un dușman, să spună el, vinovat este Cutărescu. Iată, atunci, în anul Cutare s-a greșit fatal și de asta noi nu suntem, încercăm să tot timpul să ne comparăm cu balticii. Nu suntem ca cei din regiunea respectivă sau cel puțin ca România. Sau s-a greșit constant de către toți? S-a greșit masiv în anii 90 și în începutul anilor 90, atunci când n-am știut să valorificăm acea moștenire care am avut din Uniunea Sovietică. Noi nu trebuie să ruinăm tot ce a fost făcut, creat în perioada sovietică și să încercăm să creăm ceva nou. Noi atunci am greșit masiv. Noi am făcut privatizare de o manieră foarte ineficientă și după aceea n-am fost suficient de precauți, n-am fost suficient de inventivi sau atenți pentru ca să înțelegem, să ne asigurăm în fața unor eventuale crize. Noi am gestionat foarte prost în anii 90. Ceea ce a urmat după anii 90, anul 98, anul 2000, a fost mai degrabă lipsă de viziune și lipsă de înțelegerea modului în care trebuie să dezvolți economia acestei țări. Dar să zic că am greșit undeva foarte mult, cred că mai puțin. Noi am fost legați de perioada de piața Federației Rusiei, în special până în anul 98. Și acest lucru, criza asiatică ne-a afectat pe noi destul de mult și noi atunci am înțeles, am fost afectați, leul a pierdut, știu că nu, ca un indicator a deficienței unei economii, leul era schimbat până în 98 cu 4 lei valora un dolar, iar după criza anului 98 am ajuns la 12 lei față de un dolar, da? Deci atunci a fost un impact masiv asupra economiei. După aceea anii 2000, iarăși cu criza în relațiile cu Federația Rusă. Dar nu, eu nu pot să zic că aceste crize sunt, sau aceste momente temporare au fost un anumit punct de cotitură. Noi, masiv, din punctul meu de vedere, am pierdut foarte mult în anii 90, atunci când n-am știut să gestionăm eficient tranziția de la un mod de organizare a societății și economiei la alt mod de organizare a societății. Dar după aceea noi pur și simplu am fost naivi și am așteptat economia să se descurce singur pe cont propriu. Noi până acum așteptăm economia cumva să-și găsească singură cale către succes, fără ca statul să se implice foarte mult, ceea ce este o eroare. Dar această eroare, noi, acest mod eronat de gândire, noi îl avem de prea lung de timp. Deci aici, asta nu pot să-l zic că e un punct de cotitură. Noi am vorbit și pe parcursul emisiunii de astăzi despre faptul că inflația a fost deosebit de mare anul trecut, acum e un piculeț mai micuță. Da, așa, simplu. Eu pot să mă aștept împreună cu dumneavoastră și toți telespectatorii noștri că, nu știu, peste 1, 2, 3, ceea ce costa cândva 50 de lei și acum costă 80, va reveni la 50 de lei? Nu, niciodată. Nu, în economie de piață aceasta nu se întâmplă și nu doar în Republica Moldova. În economie de piață, de altfel, acest fenomen se numește deflație, da? Deci invers conceptul de inflație, dar deflație, în condiții de deflație, economia de piață nu funcționează. Economia de piață se bazează pe consum. Iar dacă există deflație, deci cumva prețul scade, da? De exemplu, noi acum atestăm faptul că prețul pe mâine o să scadă la combustibil, da? Andreu ne anunță pe noi zilnic că mâine prețul benzinei va fi cu 10 bani mai ieftin decât astăzi, să zicem. Și atunci, eu dacă îmi alimentez mașina, nu o să-mi alimentez astăzi mașina, o să-mi alimentez mâine mașina, da? Dar în economie nu se poate așa. Deci dacă pe timp de jumătate de an tu te aștepți că prețul va scădea, eu nu consum astăzi. Dar dacă nu consum eu astăzi, înseamnă că economia se oprește. Întreprinderea trebuie să funcționeze zilnic, salariile trebuie plătite lunar, muncitorii trebuie să vină zilnic ceva să facă la locul său de muncă și tot așa. Și atunci, și dacă consumatorii își schimbă comportamentul și nu consumă zilnic, zic că eu mă abțin de la consum un anumit produs timp de săptămână, după ce o să recuperez în săptămâna viitoare, fiindcă prețul va fi mult mai ieftin și tot așa. Sau nu cumpăr autoturism un an de zile, fiindcă o să peste un an de zile autoturismele vor fi cu 50% mai ieftine. Da? Atunci, uzina care produce autoturism o să alimenteze pur și simplu peste un an de zile. Nu o să fie în general niciun autoturism. Deci în economie de piață, deflația nu este posibilă. Oriunde. Nu doar în Republica Moldova, dar în toată lumea. Dar pe noi nu acest lucru trebuie să ne intereseze. Deci noi avem acest handicap în înțelegerea fenomenului inflaționist. Nu contează mărimea prețului. Contează puterea de cumpărare. Faptul că un bun a costat anul trecut 50 de unități, iar anul acesta costă 100 de unități, mine nu trebuie să mă deranjeze. Deci să zicem că inflația e de 100%, dar prețul s-a dublat. Mine nu mă interesează acest lucru. Mine mă interesează salariul meu și puterea mea de cumpărare. Mine mă interesează, într-un final, eu nu consum bani, da? Deci mine, banul nu, deloc nu mă interesează. Eu intru în magazin și ies de acolo cu un anumit coș de consum. Da? Cu un anumit coș de cumpărături. Mărimea acestui coș de cumpărături mă interesează. Cât am plătit pe dânsul, eu dacă am capacitatea să achit acest coș de cumpărături, eu mă simt bine. Deci faptul că trebuie să luăm o anumită listă de bunuri și dacă îți permiți să consumi exact același volum de bunuri,
și servicii, atunci, indiferent care este nivelul acestor bunuri, prețul pentru aceste bunuri și servicii, indiferent de acest lucru, tu ești mai bine. Chiar dacă prețul a crescut, dar și salariul a crescut mai rapid, aici e cea comparație cu Turcia. Ce folos că, sau, ce contează că în Turcia a fost inflația foarte mare? La noi și creștere economică, de 4% creștere economică. La noi inflația a fost un pic mai mică în Turcia. Oricum, noi am fost campioni la inflație, excepția Turciei. Dar la noi scădere economică. Scădere economică cel mai tare contează. Deci noi ne-am mutat cu inflația de dragul să nu obținem recesiune în economie. Noi am obținut recesiune în economie. Și atunci, care a fost performanța noastră? Asta contează. Nivelul de creștere economică, performanța economică, capacitatea noastră de consum, asta contează. Nu contează că prețurile sunt 10 unități, 20, 30 unități. Inflația este un simplu exercițiu aritmetic. Noi avem populație educată, 100% e rata de alfabetizare, deci aritmetică n-ar trebui să fie o problemă pentru nimeni în Republica Moldova. Și în acest motiv, nu trebuie să fim atât de stresați de inflație. Noi trebuie să fim stresați de puterea noastră de cumpărare. Noi, de fapt, am scăzut, am pierdut în puterea noastră de cumpărare 10%, o zecime. Mai slabă puterea noastră de cumpărare în anul curent, față de sau în luna decembrie anului trecut, că pentru această perioadă avem date, față de cât a fost în decembrie anul 2021. Aceasta e o scădere masivă și acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze. Da, dar statul de unde să fie luat bani anul trecut să ne dea majorări salariale, dacă nu are? Din economie, din impozite. Statul trebuie să aibă grijă mult mai mare față de schimbările în economie. Statul trebuie să fie mult, mult mai atent față de ce se întâmplă în economie, față de volumul producției și față de modul în care se simte economie, față de locurile de muncă care sunt create și mai departe. Statul încasează bani din impozite. Dacă economia produce rezultate, se plătesc impozite, deci dacă economia lucrează, crește, se plătesc impozite mai mari, din impozite mai mari, statul are capacitate să plătească bani mai mari, mai mulți sunt bugetarilor. Nu toți sunt bugetari. Alții, cei care lucrează în sfera reală, primesc salariul propriu-zis din volumul de producție. Deci asta contează, creșterea economică. Asta e dacă vrem bunăstare materială, nu trebuie să ne axăm atât de mult pe inflație, pentru că noi trebuie să ne axăm mai mult pe creșterea economică. Mulți ani în urmă auzeam despre faptul că economia tenebră sau a Moldovei e cam un buget sau două. Noi am mai scăzut cifra asta? Sau tot așa a rămas? Nu este mult așa sau două. Economia tenebră, cred că vreo 30% din PIB-ul țării, dar nu n-am atestat. Dar acestea sunt fenomene care sunt analizate și care pot fi cunoscute la o perioadă mai lungă de timp. Uh-huh. Deci schimbarea aici nu se produc. Ne putem aștepta la faptul că urmare acestui stres pe care am trecut anul trecut, numărul celor care vor fi salarizați în plic sau deci vor fi cumva atrași mai mult în lumea tenebră, va fi în creștere, fiindcă economia tenebră apare atunci când standardele de viață sunt foarte mici. Într-o economie. Deci cetățeanul nu se descurcă să plătească și impozite și nu se descurcă să-și acopere consumul. În acest motiv, într-o formă sau alta, cetățeanul acceptă să fie plătit cumva neformal sau antreprenorul vrea să vină cu acest gen de plăți, cu acest gen de abordări, fiindcă nu-și permite altfel, nu-și permite să achite taxe. Deci economia tenebră în tot timpul este o reavoință din partea unor persoane care sunt prezente în această economie. Există și reavoință, dar uneori este o consecință a dificultăților care există în economie. Da? Deci în modul în care evoluează relațiile economice dintr-un anumit stat sau pe o anumită perioadă de timp. Și atunci, faptul că anul trecut am trecut prin această criză inflaționistă, criză legată de prețul pentru resurse energetice, noi putem să presupunem că economia tenebră a crescut. Dar, propriu zis, fenomenul acesta va fi măsurat mai târziu. Noi, momentan, nu avem nicio cifră care să descrie modul în care s-a schimbat acest fenomen. Tot greu a venit din cauza acestor resurse energetice la noi, prețurile, și de acolo s-a pornit tot un lanț. Acum avem un minister aparte al energiei. Dumneavoastră, cum ați văzut decizia asta a noului guvern sau a noului prim-ministru? E o chestie înțeleaptă? E ceva strategic? Va conta? Nu va conta anul ăsta? Cred că contează să avem un minister energetic, aici iarăși nu contează forma, puțin mă interesează că sunt 10 ministeri, că sunt 12 ministeri, că sunt 20 de ministeri, că sunt 5 ministeri, mai puțin mă deranjează. Mă interesează modul în care se schimbă lucrurile în acest domeniu. Și domeniul energetic este un domeniu sensibil pentru Republica Moldova. Noi depindem foarte mult de importurile de resurse energetice. Deci noi suntem foarte vulnerabili față de schimbările care se produc în afara Republicii Moldova, deci față de cele schimbări asupra cărora noi nu avem nicio capacitate de control. Acest lucru contează.
românească. Deci un domeniu care este foarte problematic. Cum va fi acest domeniu gestionat eficient în cadrul unui minister? Mai eficient a fost în perioada anterioară? Asta nu contează, până la urmă. Dar e un domeniu problematic. Și atunci faptul că executivul încearcă cumva să schimbe lucrurile în acest domeniu, foarte bine. Urmează să vedem care va fi rezultatul final. Dar rezultatul final nu este determinat în mod direct prin faptul că avem un portofoliu dedicat acestui domeniu. Contează de capacitatea de a promova politici, de a schimba, de a identifica corect problema unde există și a găsi soluții cele mai corecte în această perioadă pentru a depăși această problemă. Asta contează. Deci dacă ministrul va fi eficient, e foarte bine. Pot să fie eficient și la funcție de secretar de stat, în cazul în care este un minister un pic mai mare, care ocupă un spectru mai mare de probleme. Nu aceasta contează, nu forma contează. Că avem, că nu avem minister, nu contează. Domeniul este într-adevăr unul foarte problematic. Să vedem cum va reuși actualul ministru să gestioneze acest domeniu. Slabe șanse ca prețul tarifului pentru un metru cub de gaze să se micșoreze de la 30 de lei la nu știu cât. Statul va fi obligat, ca să nu fie luat pe sus, din nou compensații. Anul ăsta s-a dat vreo 5 miliarde. Cât poate guvernul să o continue tot așa? Nu, prețul la gaze naturale într-adevăr este unul foarte mare, dar lucrul acesta este mai mult o consecință a unor acțiuni care au fost întreprinse de executiv. Noi plătim pentru gaze naturale la prețul înalt, fiindcă am cumpărat gazul respectiv la prețuri foarte mari în perioada anterioară. Am cumpărat aproape cu 1000 de dolari, 1000 de metri cubi și noi acest vrem la vrem, dar acest cost trebuie să-l acoperim. Depinde de modul în care va fi organizat acest sector. Momentan, pe piață, la bursă, vedem că prețul pentru gaze naturale a scăzut. El cam jumătate față de cât plătim noi. Yeah. Dar la bursă știm că situația se schimbă de la o zi la alta foarte mult și aici e foarte periculos. Poți să te afli în câștig. Toată lumea vorbește foarte mult despre faptul că gazele naturale sunt foarte ieftine la bursă când prețurile sunt mici. Dacă prețurile sunt foarte mari, persoanele respective tac. Da? Deci trebuie să ne asumăm. În cazul în care cumva vrem să ne plătim pentru gaze naturale în funcție de cotațiile zilnice, trebuie să ne asumăm riscul, că cotațiile zilnice pot să crească și foarte mult de la o zi la alta. Da? Deci nu tot timpul este câștig, poate fi și pierdere. Dar noi deja ieșim din sezonul de încălzire și atunci guvernul momentan s-a descurcat mai bine sau mai rău, dar s-a descurcat, cumva a gestionat această situație, dar cum va fi în următorul sezon de încălzire, o să vedem. Deci guvernul are capacitatea să vină să procure gaze naturale în volume mari și să încerce să stocheze după această practică pe care a început să o implementeze anul trecut. Deci poate să cumpere gaze naturale în perioada de vară, atunci când presupunem că prețurile pot fi mici și să le vândă deja, să le ofere consumatorilor la un preț mai mic atunci când consumul și când prețurile pentru gaze naturale pot fi mai mari. E un domeniu care la fel suportă foarte multe riscuri. Guvernul atunci când cumpără anumite gaze naturale nu are cum să știe care va fi cotația pentru gaze naturale în perioada în care gazele respective vor fi consumate, da? Deci când umple aceste depozite subterane cu gaze naturale și atunci trebuie să ne asumăm și riscul. Întotdeauna poți fi în câștig de cauză, uneori poți și să pierzi. Dar momentan, modul în care evoluează lucrurile, cum vor arăta lucrurile în perioada rece anului viitor, deci în următorul sezon de încălzire, noi nu știm. Noi nu putem acum să presupunem că prețul gaze naturale se va menține la aceeași cotație. Deci consumatorii vor plăti tot același 30 de lei pentru metru cub. Poate fi și mai ieftin. O să vedem cum se evolueze lucrurile în perioada următoare. Ce înseamnă guvernul s-a descurcat? Ori eu și toate celelalte sute de mii și mii de familii am plătit de câteva ori mai mult decât plăteam anul trecut, în fiecare lună. Da, mulțumim pentru compensații, dar oricum de câteva ori mai mult am plătit. Da, ce puteam să fac? Ce mai zic de agenții economici? Adevărat. Acolo, în general, a fost catastrofă. Da, da, e o catastrofă, într-adevăr, dar bine, ce putea să facă executivul? Să vină cu compensații de multe miliarde de lei, îmi dau seama că nu își permitea acest lucru. Noi am vorbit un pic mai la o altă emisiune anterioară, când ne-am făcut referință la aceste compensații și atunci am afirmat faptul că totuși guvernul a fost cumva prea generos, da? Deci guvernul putea să vină cu alt gen de mecanisme. Aici deja executivul și politicienii trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acele practici pe care le pun în acțiune, dar bine, gazul natural, prețul resurselor energetice a crescut foarte mult pe plan internațional și noi nu avem posibilitate să facem altfel, adică noi nu putem să cumva să scoatem din
de la păstrarea unor anumite surse de resurse energetice pe care s-o folosim în această perioadă, în condițiile în care gazul natural este foarte scump. Dar, deci nu am avut de ales și nu doar noi. Toată lumea a avut să plătească pentru resurse energetice un preț mai mare. Și atunci asta este. Deci, așa sau altfel, prețul la aceste servicii, la aceste utilități trebuiau să crească. A crescut destul de mult. În același timp, bine, guvernul a și compensat destul de generos, în special pentru populație. Cu agenții economice situația un pic mai dificilă. Guvernul a venit mai târziu cu compensații pentru agenții economice și îmi dă seama că aceste compensații sunt în măsură insuficiente, dar iarăși, guvernul trebuie să monitorizeze modul în care evoluează, schimbă economia și dacă guvernul știe să țină mâna pe puls și dacă guvernul se scurcă cu acest domeniu, putem să judecăm eventual cu ce se întâmplă în sectorul de aviatic, da? Deci companiile aeriene Republicii Moldova, care sunt active în economia țării. Aici vedem că totuși abordarea autorităților nu este tot timpul una foarte bună și autoritățile efectiv nu știu să identifice problemele la timp și să vină cu compensații suficiente. Deci în partea ce ține de activitatea agenților economice eu aș fi mai critic. Deci guvernul mai mult s-a îngrijit de populație, dar agenții economice au fost cumva neglijați. Să nu neglijăm noi pe regizor, luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Grâbu, da, Moldova vreodată în viață a exportat mai mult decât a importat? Sau întotdeauna noi importăm mai mult decât exportăm? Eu nu cunosc vreun an când noi am avut excedente în comerțul nostru extern. E o problemă masivă aceasta și regretabil problema respectivă, deși produce un impact important asupra modul în care evoluează economia țării, nu este văzut ca fiind importantă de către autorități. Nici în prezent nu vedem o strategie de depășire a acestei probleme. Deci nu vedem o strategie prin care guvernul să-și propună să reducă din deficit un comerțul nostru extern. Dar problema este una totuși foarte mare, fiindcă pe durata a 3 ani, economia țării ratează un an. Deci ratează PIB-ul anual. Deci în cazul în care economia țării ar fi una, comerțul extern a Republicii Moldova ar fi unul echilibrat, noi ne-am fi permis la același nivel de trai, da? Condiții de trai pe care le avem în prezent, să lucrăm 3 ani și un an de zile să nu facem nimic, să stăm acasă. Deci în cazul în care noi am fi avut un comerț extern echilibrat, deci n-am fi avut acest deficit în comerțul nostru extern, n-am fi putut să... Bine, lucrul acesta e foarte teoretic și... Nu este posibil, dar de principiu, ca să înțelegem cât de gravă este această problemă, noi ne-a fi putut permite să lucrăm doar 3 ani și un an de zile să primim salariul lunar, să primim indemnizații și prestații sociale și să nu facem nimic, să stăm un an de zile acasă. Deci noi atât de mult ratăm. Odată la 3 ani, noi ratăm un PIB anual, noi ratăm un an de zile. Da? Deci pierderile pe această dimensiune sunt masive și în același timp noi nu vedem nicăieri, nu cunosc nicio strategie în care guvernul să-și propună cumva să conștientizeze această problemă și să propună anumite soluții de depășire a acestei probleme. Noi trebuie să exportăm în volume foarte mari pentru ca să acoperim importurile noastre prin exporturi. Altfel nu se poate. Noi ne ținem doar din credite externe, din remitențe care compensează acest deficit în comerțul extern. Și nici măcar în prezent eu nu cunosc niciun document. Dar e o problemă masivă aceasta, din punctul meu de vedere. E o problemă foarte importantă. Eu nu cunosc că există o soluție la această problemă și guvernul să lucreze coerent în vederea depășirii acestei probleme. Domnul Grâbu, noi ăștia care nu percepem, tot timpul spunem cum e posibil ca o țară ca a noastră să importe masiv pătrunjel, mărar, ceapă, roșii, castraveți, când noi putem produce și să inundăm toată Europa. Noi vorbim pentru că nu percepem așa? Sau într-adevăr dacă statul s-ar implica în chestia asta, noi am putea fi lideri și să rezolvăm problema cu decalajul export-import. Bine, dumneavoastră, atunci când ziceți că putem să producem pătrunjel, la ce vă referiți? La faptul că avem teren, pământ pe care poate fi cultivată această plantă și avem condiții climatice favorabile? Asta nu e suficient. Economia nu e făcută doar din condiții climatice. Economia este economia modernă este o construcție foarte complexă. Sunt foarte mulți factori care influențează. Sunt ține de logistică, ține de impozite, ține de modul în care există, sunt relațiile în sfera respectivă, deci în sectorul agricol, cum este organizat sectorul agricol, cum este gestionat, sunt ținute de politicile statului. Deci, propriu-zis, să zici că noi putem să producem pătrunjel și nu facem acest lucru, nu este corect. Deci, noi dacă am fi putut să producem acest pătrunjel și să inundăm Europa, noi am fi făcut acest lucru. Noi, de moment ce n-am făcut acest lucru, înseamnă că nu putem.
Da? Deci condiții climatice favorabile sunt și în altă parte, nu doar în Republica Moldova. Și atunci se poate cultiva aceste plante sau oricare altor plante poate fi realizată în condiții diferite, nu doar numai decât în câmp deschis. Da? Deci, deci influența factorului antropogen, factorului uman, poate fi mult mai mare, astfel încât deci, domeniul respectiv să fie gestionat de o altă manieră. Noi dacă am fi avut această posibilitate, noi am fi inundat statele europene cu deci produsele respective. Dacă noi nu facem acest lucru, înseamnă că noi ne descurcăm, înseamnă că cineva se descurcă mai bine. Economia de piață înseamnă competiție, da? Deci nimeni nu este obligat să cumpere de la tine doar fiindcă să te ajute pe tine, da? Deci pentru ca să vinzi ceva, trebuie să vinzi la o calitate bună și la un preț bun. Noi nu avem ceva. Nu ne lipsește fie calitate, fie preț. Deci nu ne descurcăm pe aceste dimensiuni. De acest motiv, nu avem posibilitatea să inundăm economiile altor state cu produsele noastre. Dar statul sigur poate să facă ceva, deci statul poate să intervină în economie, ci iarăși depinde de modul în care știe statul să gestioneze evoluțiile din economia țării. Opinia mea este că ceea ce ne-a lipsit nouă tot timpul în aceste 30 de ani, noi am așteptat economia să se dezvolte de la sine, dar ne-a lipsit anume intervenția statului. Statul nu a venit cu politici eficiente. Statul până acum nu înțelege și nu cuantifică cumva aportul său la schimbarea realităților din economia țării. Statul trebuie să intervină masiv la această etapă. Bine, aici mai mult deja ne coborâm cum mergem în direcția anumitor teorii economice care să descrie, cumva să ghideze procesul de transformare economică. Noi, la moment, avem o înțelegere pe cum că economia se dezvoltă de la sine, statul trebuie să se dereglementeze, să plece efectiv cât mai mult din economie și atunci economia, nefiind împiedicată de nimeni, va înflori. Acest lucru nu este corect, nu este posibil, cel puțin din punctul meu de vedere. La faza incipientă la care noi ne aflăm, statul trebuie să intervină masiv și să intervină eficient. Sigur că statul poate să schimbe această realitate, dar întrebarea e dacă statul își dorește și dacă statul înțelege că poate să producă schimbări de acest gen. Pentru sau contra zonelor economice libere? Vin oamenii de afaceri, au foarte multe facilități, oameni de afaceri din afara țării, foarte multe facilități economice, fiscale, cum se mai numesc ele, salariile sunt așa, nu știu, medii. Sigur sunt pentru zone economice libere. Este un instrument care poate să schimbe realitățile, deci cumva să favorizeze creșterea economică, dar aceste zone economice libere sunt create în Republica Moldova de o perioadă lungă de timp și regretabil nu se justifică. Deci noi nu vedem iarăși o anumită schimbare, un anumit impact asupra economiei Republicii Moldova ca rezultat a creierii acestor zone economice libere. Nu se vede creșterea PIB-ului. Deci noi PIB-ul crește, se schimbă în mediu cu 3-4% anual. Și acest lucru e de perioadă lungă de timp, indiferent că am creat noi zona economică liberă, n-am creat această zonă economică liberă. Instrumentul în sine este bun, dar nu este suficient și nu produce rezultate. Noi de ceva săptămâni încoace tot asistăm weekend de weekend la niște știri care sunt în felul următor. Probabil avem rușii, destabilizări, luare de ostatici, pericol iminent, statul este pregătit, noi vom păzi instituțiile Republicii Moldova, revoluții nu vor avea loc, dar unele partide vor să le organizeze. Există în asemenea condiții vreun investitor normal la cap care poate să vină să investească în Moldova? Mai puțin. Atunci când există riscuri în plan economic, social, politic, investitorii nu vin. Ba investitori care pleacă. Da, mai puțin probabil. În acest motiv este important statul să conștientizeze această realitate și să vină să pună la dispoziție agenților economice resurse financiare sau cumva să faciliteze activitatea economică, modul în care se derulează, își organizează afacerea un agent economic. Deci dacă nu vine nimeni din exterior, statul trebuie să asume această responsabilitate. Dacă când știți știri de gen că Uniunea Europeană urmează să ne aloce încă 40 de milioane de euro pentru armata noastră, și banii vor fi pentru un radar terestru mobil de supraveghere cu rază lungă de acțiune pentru a ajuta Moldova să-și supravegheze spațiul aerian. Pe dumneavoastră vă îngrijorează astfel de știri sau vă fac să vă simțiți mai în siguranță? Nu, eu mă simt mai mult în nesiguranță. Pe de parte, sigur că e foarte bine să ne controlăm spațiul nostru aerian, dar noi toți înțelegem că acest lucru se produce într-un context mai general atunci când poate anumite state implicite Uniunea Europeană
caută să-și realizeze anumite interese sau cumva să-și asigure propria sa securitate. Deci, pentru a mă simți în siguranță, cred că în plan militar, Moldova se poate simți în siguranță doar dacă este admis în NATO. Da? Atâta timp cât suntem în afara acestei organizații, noi, indiferent câte radare nu am avea, indiferent câte echipamente militare ne-ar transmite nouă Uniunea Europeană, noi oricum nu putem să facem față invaziei din partea Federației Rusiei. Deci, de la bun început, acest teoretic, nici măcar teoretic, noi nu putem să presupunem cum am fi putut noi să gestionăm această situație. Și, din acest motiv, soluția respectivă nu este una complet care să-mi asigure mie siguranță din toate punctele de vedere. Da? Deci, Moldova este admisă într-un anumit bloc militar și atunci alte state care au capacitate militară să facă față deci, insurgenții din partea Federației Ruse, aceste state ar trebui să se implice. Dacă nu există această implicare, dacă nu există siguranță și garanții oferite de cei care au capacități militare, atunci eu aș evita să mai degrabă mă îngrijorează faptul că Moldova cum este deci, atrasă în aceste jocuri. Este bine pentru noi să stăm deoparte și să evităm la maxim riscurile în plan militar. Asta în perioada asta, v-ați gândit vreodată la emigrare? De principiu, cred că orice cetățean moldovean se gândește la emigrare, fie din urmare faptului că suntem o economie foarte săracă, foarte mulți cetățeni stau peste hotare, fie urmare, iată, acestor revoluții nefaste din regiune. Sigur că eu am în considerație faptul că în cazul în care apare un risc iminent, deci cumva să cresc mobilitatea, da, personală și să evit aceste riscuri. Da, de principiu, sigur că mă gândesc și la posibilitatea acestor evoluții. Asta e trist. Eu am uitat să vă întreb ceva. Cred că ultima întrebare despre economie. Neînțelegeri mare între ministrul economiei, domnul Olaiba, și patentari. Patentarii au probleme cu ministrul economiei, oricum l-ar chema pe acesta. Cu toți miniștrii economiei. Nestră, vedeți-vă soluții pașnică pentru toate părțile. Și statul să câștige și patentarii să câștige. De principiu, abordarea statului este corectă. Toată lumea trebuie să acționeze în condiții egale, echitabile, deci să aibă un tratament egal, unic față de toți agenții economici. Atunci cei patentari care nu respectă anumite standarde greșesc. Deci lucrul acesta cumva defavorizează modul care evoluează realitățile din economia țării. În același timp, patentarii nu sunt cea mai mare problemă. Nu înțeleg de ce Ministrul Economiei se ocupă de acest domeniu. Da? Deci în domeniul patentelor sunt anumite persoane care realizează venituri foarte mari, abuzând de aceste aranjamente, da? Deci de posibilitatea de a activa în bază de patente. Dar acești oameni pot fi identificați prin alte metode. Dar sunt un număr foarte mare de persoane care, într-adevăr, sunt la limita supraviețuirii și care realizează venituri foarte mici. Și se vehiculă aceste persoane cu cerințe, cu aparat de casă, cu instruiri, cu contabilitate, cu tot felul de cerințe mari, persoane care îmi dau seama că sunt au o anumită vârstă, deci sunt mai rigizi în partea ce țin de schimbare. Și atunci, efectiv, și ce o să realizeze statul? Care sunt acele beneficii? În mod cert, nu patentarii sunt cei care reprezintă economia tenebră sau care reprezintă un impediment foarte mare în dezvoltare Republicii Moldova. Deci, așa, strict ca la carte, teoretic, lucrul acesta este corect. Dar, practic, nu văd de ce ministrul se interesează foarte mult de acest domeniu. Costurile administrative pentru a, și costurile, de fapt, politice aferente acestor transformări pe care vrea să le promoveze sunt destul de mari, dar care sunt beneficiile? Da? Deci noi mereu trebuie să punem cap în cap costurile administrative și cu beneficiile care sunt generate urmare suportării acestor costuri. Dacă costurile sunt mai mari decât beneficiile, de ce Ministrul Economiei se preocupă de această întrebare? Iată, Ministrul Economiei mai degrabă s-ar preocupa de problemă cu comerțul extern, da, Republicii Moldova, cu acel deficit enorm în comerțul extern. Astea sunt probleme masive pe care Ministrul Economiei trebuie să le soluționeze, dar de ce se ocupă cu lucruri atât de mărunte și neînsemnate, nu înțeleg. Pe Ministrul Economiei a zis că el va face tot posibilul să vină niște companii, una de taxe, una de haine și tot una treaba de teapa asta. Nu ați fost încântat când ați citit? Eu sunt trist de faptul că Ministrul Economiei vine cu acest gen de mesaje. Nu e serios. Deci pentru o persoană aflată într-o funcție atât de înaltă să vorbească despre acest gen de așteptări pe care le are Uber, da, compania Uber respectivă, chiar nu înțeleg. Noi avem probleme grave. Producția de bunuri în economia țării în general nu este rentabilă, da? Deci sectorul industrial nu are cum să supraviețuiască. Noi avem probleme grave cu politica monetară pe care o promovează Banca Națională și incidența și impactul acestei politici monetare asupra modului în care evoluează economia țării.
Iar ministrul economiei ne vorbește despre H&M și Uber. Chiar nu e serios. Adică mult prea mult sunt axați politicienii noștri pe imagine, pe PR politic, dar regretabil problemele adevărate în economie nu vrea nimeni să le soluționeze. Vreo doi invitați din studioul nostru spuneau anterior că n-ar fi rău dacă Moldova ar lua vreun miliard de dolari din cele 4 miliarde pe care le are și le-ar investi în economia națională, în economia reală. Noastră vă pare asta imposibil? E o soluție? Sau mai bine să nu riscăm și să fim siguri că avem banii ăștia pentru a păstra... Asta vă referiți la activele de rezervă a băncii naționale, care au ajuns la 4-6 miliarde. În primul rând, se întâmplă ceva ciudat în societatea moldovenească. Noi, dacă examinăm portofoliul de credite oferite de către băncile comerciale, economiei reale, economiei, în general, și persoanele fizice, și persoanelor juridice, noi testăm o schimbare de vreo 5 miliarde de lei. Deci, portofoliul de credite în anul trecut, în ianuarie, față de ianuarie 2022, față de ianuarie 2023, a crescut cu vreo 5 miliarde de lei. Crescut cu 8%. Da? Deci banii au pierdut valoare, 30%, iar portofoliul de credite crește cu 8%. Deci băncile comerciale nu creditează economia. În același timp, în paralel, noi testăm faptul că activele de rezervă a băncii naționale cresc cu miliarde de dolari. Deci noi acest miliard de dolari, în loc... De ce au crescut activele de rezervă? Fiindcă noi n-am știut să gestionăm situația de o manieră atât de eficientă, activele de rezervă sunt fluxuri financiare. Aceste fluxuri financiare, ca în agricultură, deci trebuie să faci un sistem de irigare care să meargă exact către rădăcina plantei, nu? Deci să ajute cel mai mult la obținerea roadei. Iar în economie, aceste fluxuri financiare au mers de așa manieră încât au ajuns în activele de rezervă a băncii naționale. Iar ce înseamnă active de rezervă? Banii efectiv sunt scoși din economia națională, un miliard de dolari aplicat din economia națională și acest miliard de dolari este ținut undeva în băncile comerciale ale altor state. Da? Sau, depinde, eu n-am stat să examinez structura acestui, deci modul în care știe cum arată activele de rezervă, în ce sunt plasate pe moment, se schimbă, dar la un moment dat, în anumită perioadă, vreo 80% din activele de rezervă erau ținute pe conturile unor bănci comerciale din alte economii. Deci noi, propriu-zis, scoatem valută din economia țării și o plasăm, o investim în economia altor state. Dar noi nu avem nevoie de această valută. Nu ne trebuie valută pentru a crește economia noastră. Deci pentru a crește capacitatea noastră de producție, pentru a crește industria, pentru a crește performanța în agricultură, pentru a dezvolta societatea noastră, pentru a investi în infrastructură, da? Deci eu, de principiu, sunt de acord cu acest gen de abordări. Noi nu avem nevoie de active de rezervă atât de mari. Deci activele de rezervă trebuie să acopere, sunt, eu știu, teoretic, așa cum se scrie în literatură de specialitate, trebuie să acopere 3 luni de importuri. Asta e suficient. Deci asta înseamnă 2-3 miliarde de dolari. Restul sunt bani deținuți de către Banca Națională în exces. Și sigur că asta ar fi o sursă importantă de mijloace care ar putea să fie investite în economia națională în cadrul unor anumite aranjamente. Asta nu înseamnă că banii, pur și simplu, pot fi luați de acolo și transmiși cuiva. Și în plus, cu nivelul atât de înalt de corupție pe care noi avem în Republica Moldova, poate acest gen de schimbare ar produce un impact mai mult negativ decât pozitiv. Dar teoretic este corect. Deci nu este niciun sens economic să deții sume atât de mari pe conturile băncii naționale. Noi nu avem nevoie de active de rezervă atât de mari. Activul nostru de rezervă nu sunt dolari și euro deținuți de Banca Națională. Activul nostru de rezervă sunt întreprinzătorii, clasa medie, business-ul mic și mijlociu, societate dezvoltată, sistemul educațional bine pus la punct. Da? Deci, propriu-zis, modul în care arată societatea noastră. Asta e activul nostru de rezervă, nu banul. Nu trebuie să vedem atât de îngust. Deci noi să nu avem abordare atât de îngust față de acest domeniu. Dar, bine, asta e politica care o promovăm de prea lungă de timp. Eu v-am mai întrebat și anterior, vă întreb și astăzi. Ați mai decis dacă, sau poate chiar ați aplicat la vreo funcție publică, nu știu, la Ministerul Economiei, la Ministerul Finanțelor, poate v-au invitat ca profesionist ca să vă angajați, pentru că ei tot timpul se plâng că duc o lipsă de cadre totală. Nu, eu nu aplic în domeniul public, nu sunt interesat. Nu am aplicat și nu intenționez să aplic pentru o funcție publică. Păi puneți umărul și dumneavoastră la salvarea țării. Bine, participarea mea în acest platou tot este un
încercare, deci un efort al meu de a schimba lucrurile în Republica Moldova. În același timp, cred că abordările mele și înțelegerile mele sunt diferite față de cele înțelegeri pe care le promovează clasa noastră politică. Și atunci eu nu m-aș simți confortabil cu aceste persoane. Oricum, eu, nu sunt, eu sunt inutil. Adică nu n-aș avea capacitatea să schimb modul lor de gândire și în același timp eu nu vreau să fac să particip în acele politici pe care le promovează elita noastră politică. Și atunci cred că este cumva inutil participarea mea în acest domeniu. Și în plus, știm că și nivelul salarizării este foarte, deci, foarte mic și te descurajează, deci nu îți permite să te concentrezi pe o carieră în domeniul respectiv. Și la final, ați fost fericit, v-a încântat, v-a fost mai ușor pe suflet după trucul ăsta al guvernării cu limba română? Eu sunt indiferent. Știu că este limba română și deci, pentru mine nu contează foarte mult cum figurează acest lucru în act. E bine că s-a făcut, adică nu este nicio problemă faptul că s-a schimbat și de acum încolo, deci peste tot o să scriem nu limba de stat, sau limba moldovenească, o scriem limba română, dar nu știu de ce așa mult tam-tam. Trebuie să-l fac tehnic, rapid, peste noapte și fără să se discute foarte mult. Deci e o problemă cumva tehnică. Da? Deci mine nu mă face fericit, că eu și până acum știam că vorbesc limba română. Deci pentru mine nu este nicio schimbare, iar tehnic, cum scrie în legi, eu puteau să o facă peste noapte, deci fără să declare acest lucru și fără să producă atâta vâlbă în societate. Domnule Gârbu, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.